Ghinion și pentru voință, echipa de fotbal a Sibiului nu numai că a pierdut încă un meci, dar se și retrage din campionat. Motivul invocat de oficialii grupării de pe municipal este lipsa banilor. Adio Fotbal Sibian, anul acesta oficialii CSU Voința anunță retragerea echipei din campionat. Meciul de sâmbătă de la Târgu Mureș a fost ultimul jucat de către albi-verzi în acest campionat. Chiar și așa, în deplasare, fotbaliștii sibieni au pierdut cu 2-1. Motivul esențial al retragerii nu este dat de rezultatele dezastroase, ci de lipsa banilor. M-am săturat să tot cerșesc bani pentru echipă, jucătorii au salariile neachitate, cu siguranță urmau să depună memorii pentru a deveni liber de contract. Baremul de arbitraj pentru meciul cu FC Argeș nu l-am plătit. Marți vom trimite adresa oficială la FRF, iar miercuri băieții își vor primi deslegările. Considerăm că astfel le facem și lor un bine, devin liber de contract și își vor putea găsi alte echipe, a declarat Ioan Hâmbășan, președintele CSU Voința Sibiu. Șeful Voinței mai speră totuși să salveze grupele de copii și juniori.